necesitamos que nos positiva. E greu, e greu o situație mai mult decât grea. Cred că acest loc 2 e atât de apăsător, pentru că am avut două oportunități fantastice să ne consolidăm această poziție a doua. Și, din păcate, și una de plasare și asta după terenul propriu, cu echipe care, zic eu, accesibile, n-am reușit să ne impunem. Din contră, din două parte, am știat o singură cum, putea să fie și o înfrângere. Bine, am avut și posibilitatea și la 1-0 și la 2-1 să ne desprindem, dar n-am reușit. Dar așa cum puteam să și câștigăm, așa foarte bine puteam să și pierdem această partidă. Pentru mine, un punct egal cu 0. Nu mă încălzește absolut deloc. Nu știu cum o să gestionez în continuare situații de una foarte delicată la cupă. Noi suntem singuri vinovați, nu includem aici absolut pe nimeni decât antrenorii și jucătorii. Suntem de departe singuri vinovați, în rest. Dar ce sunt? Nu am cuvinte, nu știu, dacă aș ști, dacă aș fi știut răspunsul la întrebare, posibil și tot la critic, mă gândesc la faptul că acest loc noi pe care l-am avut deocamdată la fel, dar s-ar putea să pierdem. Chiar din etapa asta s-ar putea să pierdem. Nu, n-aș fi eu. E clar, vă rog. Și nu poate lucru. Ce ai zis, credeam ce vreau. Dacă asta merge rapid, rapid peste noi, deci posibilitatea asta de a te menține pe locul tău, că știu, lipsa de experiență, pentru că nu cred că tot vor să uite în două, trei săptămâni sau într-o săptămână. Adică noi am jucat o săptămână asta mult, mult sub posibilități. Mai ales pe teren propriu, accentuez, mai ales pe teren propriu, am fost o echipă care am dominat în mare majoritate absolut toate echipele care le-am întâlnit și am avut câștigi de sau, excepte de ușurile normale, au trebuit să dar, din păcate, iată că am făcut meci egal și cu ultima clasa. Nu mi-a spune că pentru că ești independentă de rezultate pozitive. În momentul în care a întâlnit rezultate negative. Nu știu dacă trebuie să dăm rezultatele pozitive, tot noi la fel. Nu ne-am dat unii victoriile de până acum pe care le-am obținut. Deci toți jucătorii le-au obținut. N-au fost primite cadouri. Din păcate, acum suntem în situația în care nu mai putem să obținem prin joc rezultatele, victoriile pe care le-am obținut până acum prin joc, prin atitudine, prin poate și puțină șansă. Astăzi chiar vă spun sincer că eram atenționat de... Noi nu ne-am uitat în clasament când am făcut pregătirea jocului cu SVR. Sub nicio formă nu ne-am uitat în clasament. Din contră, le-am atras atenția că e o echipă de asemenilor, la echipă de Matineu, pentru că facem cea mai mare greșeală. Le-am spus și motivele care sunt. Au jucat destul de bine în mare, în majoritatea de clase, în care puteau să câștige mai multe puncte, le-au avut puțin ghinion. În al doilea rând, și tot că am înțeles eu și statistica, că Liga a doua era puțin defavorată de faptul că în duelul de Severin și lucrul ăsta la fel am atenționat, chiar dacă în Liga a doua n-am întâlnit-o niciodată. Deci am luat în calcul absolut toate variantele. Am încercat să atenționăm de toate puterele de vedere și eram convins ca să mă știu. Vă întrebați dacă nu am luat în urmă transforma de a revenit? Nu este posibil pe această variantă? Nu e vorba de... Dacă prindeam forma mai devreme, înseamnă că petream pe de capacitate și ne revenem acum. Unde eram? Și eram tot acolo? Nu e vorba de asta. Dar eu nu. E o săptămână neagră, o săptămână care a început prost. Am continuat prost cu meciul din cupă și s-a terminat și mai prost. Deci am început cu meciul de la Constanța, care ca și joc, ca zis, până la fost foarte, foarte rău și ar trebui să vedem cum de acolo măcar. Am jucat cu Dinamo cel mai slab, care a fost un teren propriu, care ne-a dat foarte mult de gândit.
și de asta poate presiunea, vă spun, poate presiunea și lipsa de experiență a jucătorilor și presiunea asta a locului 2, tot am marjat pe ea, în legi esențial, cum am acesta, cel puțin până mea în poziția asta, poate ea unui dintre ei, ea plăcut, pentru că au foarte multe greșeli, știu, ca la tenis, ca cel ne plăcut. Deci, prea multe greșeli. Să vă revanșați, credeți că puteți să faceți acest lucru? Momentan. Așa am spus după meciul de la sau momentan vă doriți să vină cât mai repede perioada de pauză? Mi-aș dori să vin acum să fie turul de campionat, după care nu se poate. Dar vreau să fie vreo 3 etape de regulă. Am sperat și am avut șansa să ne revanșăm, nu dat cu meciul de pierdut la Constanța, să ne revanșăm în cupă, mai ales că și am pierdut pro. N-am reușit. Astăzi era o șansă mult mai bună, pentru că întâlneam mult mai clasată și aveam nevoie ca de aer de cele 3 puncte. Cu toate atenționările, cu toate luată serios a acestei partide, cu toate iarăși n-am reușit. Este clar că suntem o scădere vizibilă de joc, de evoluție. Astăzi am făcut extrem de multe greșeli pe care au putut să nu le plăceam în nicio formă. Inexplicabil. Deocamdată, nu știu, momentan, dacă aș ști răspunsul de la nu știu și nu știu cum să scot echipajul să fie la jucare. După care nu-i defensivă, nu văd. Aici unde avem un foarte mare, destul de bun, e adevărat, pe o fază defensivă am făcut un mare greșeli, chiar la bunul lor doi. Jucător, dacă știa, jucător, ce-o trec, care ce face preluare cu piciorul de foarte bine la foarte. Nu vreau au fost discutate, știu jucătorii despre, știau despre ce este lor, știam care sunt punctele lor, din punctul meu de vedere, mai slabe și am zis că acolo vom reuși să tranșăm jocul pe eu acum în favoarea noastră, pentru că aveau o zonă centrală, naște centrală, mișocașe centrale, atacanțe centrale, masiv, dar mai lenți și mai greoși. Am marjat aici, știam că zonele laterale au jucători de viteză. Dar deja vă știam dacă n-am reușit să punem în practică aceste lucruri. La golul de mine, cu greșeala de poziționare, am impreaș că... Cu superficialitate, dacă am lăsat să... Jucând doar o singură revizie, pentru că... Am zis că... Este destul de obosit de anii, cu faptul că luni de pauză și jucând meci de meci, în stare de oboseală, ne-am jucat cu Rusu, cu meci de apărere. Cu Rusu am spus 100% de făcut și n-am să respire. Din păcate, nici altul n-au reușit să apăr de partea mea, că i-a trebuit dacă i-a transcris din zona respectivă și am din partea aia, ziceți la mică și neașa la mică, l-am scăpasit cu mică, tot din partea dreapta noastră, scăpasit mică și ne-a înțeles ca la atac. Găsim vinovați pe curte, vinovați acum cum să dispare sau numai ei au greșit, dar greșeli cu supunare, că altă dată nu le-a făcut. Pentru că aminte de Cleașcă, că meciul cu Steaua a jucat imperial contra un jucător de clasă, de națională. Acum, pur și simplu, repita la m-a dezamăgit, nu din altitudine, pentru că nu pot să reproșez, prin poziționarea lucrurile astea, pe care le-a făcut foarte bine până acum și deodată au dispărut și nu numai el, sunt mai multe greșeli pe față de apărare, nu numai el, sunt numai până și lateral, în păcate și altul central, nu mai a mai dat acea siguranță pe regulă de înainte și de acolo pe când îmi dau seama că construcția ne-a folosit. Despre ce construcție a abordat în măcar mai bine? Greu. Ce poziție? Poziție, o echipă rănită, o echipă obosită, pot să spun și așa, o echipă de busolată, care era spus, care pur și simplu și-a pierdut puțin din identitate, în ultimul timp. Și vom întâlni un adversar care vine după un eșec usturător, cu 5-0, cu Brașovului, care întotdeauna ne-a pus mari probleme,
fetele în tot, mai ales fetele în lor, mai ales când am venit-o și poate extreme, extrem de greu. Nu știu, nu știu cum voi reuși în această săptămână să caut o soluție pentru a scoate lista în această criză, pentru că este o criză clară și trebuie să o văd. Thank you.